Doamnelor și domnilor, Cătălin Dezbrăcatul revine în forță la petrecerea OK cu superstaruri, cu Wood Time, cu... Uitați și noastră ce este aici. Este persoana cu care pot să intru, că n-am invitație. Vă gândiți că sunt înconjurat numai de vedete. Spune-mi, dragă, cine ești? Blake Lively. Adică? Cum adică? Nu o cunoști pe Blake Lively? Nu. Nu ți-ai trăit viața atunci. Ah, cea care tot se îmbată prin cluburi. Nu, greșit, îmi pare rău. Care se urcă pe mese. Nici atât. Nu. Ești din America? Nu. Cum dracu te vorbește așa bine românește? Am luat lecții mulți ani. Da? Da. E ok. Ce drăguț. Da? Ia oprește-mă camera. Au ce vrei? Hello, Mick Davis! My name is Cătălin. Hi. Ce mai faceți? So you're the crazy one, are you? Ce mai... Deci eu nu m-am văzut cu Mick din 83. E incredibil. Yeah. Ce în America? Sorry. Yeah. How are you? I'm fine, you? I was good until you came along. Where do you live in Hollywood? Where do I live in Hollywood? Yeah. I'm not giving you my address. Yeah. Then you'll come to my house and steal all my clothes. Incredibil. Hai că plec, am treabă, vorbim. Yes, of course you could. Yes. Pa, uite. Pa. You good? No. No, I can tell. Te-am văzut de când am intrat aici și speram să nu mă bagi în seamă. Ați văzut cine e? Că e Adelina Pestițu. Nu e ea. Tu nu ești Adelina Pestițu? Mi se mai spune că semăn foarte bine. Incredibil, dar... și la voce și la... Da. Ai cățel? Nu. Dacă ea are cățel. Momentan nu l-am, e la mama. Aha, ce faci, Adelina? Bine, mulțumesc. Măi, când te măriți, mă? Când te așezi și tu la casa când ta? Când o să mă cer de nevastă, e simplu. Eu? Doamne, ferește. Anca Turcașiu. Bună seara. Săruna, spune-mi, de câți ani n-ai mai mâncat carne? 24. Serios? Da. Și ce Dumnezeule mănânci acum? Absolut orice, în afară de carne. E adică foarte simplu. Salată? Salate, în general salate. Și câte mese ai pe zi? 5. Brânzeturi, ouă, de toate. Da. Mănânc mult. Te-a pupat cineva. Ești iubit de toate fetele frumoase. Acasă, cum stau lucrurile? La revedere! Lângă mine, în partea dreaptă a ecranului dumneavoastră, se află o doamnă. Vă rog, mai sus. Aveți trei variante. A. Simona Ciuculete. B. Roxana Ciuculescu. C. Roxana Ciuculescu. Ciuculescu. Poți să-mi spui și Ivănescu, mai ales că sunt cu soțul meu aici. Domnul soțul, vă rog frumos, bună seara, vă rog frumos să veniți aici. Cum este să aveți o soție? Poate că nu vi s-a mai întâmplat să vi se pună asemenea întrebare. Cum este să aveți o soție așa înaltă? Păi dacă nu era așa de înaltă și să-mi și placă, nu o luam. Cred că este... Păi și eu la fel. Te pup, sărbâna. Te rog să ții un scaun. Ah, mă dor picioare. Hai să te duc acasă, că... Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru că m-ați votat. Iată că am luat Oscarul, n-am mâncat, n-am băut. E cam mare, dar să văd unde îl pun. Auzi, puștiu, cred că îl pun în sufragerie, mă, undeva. Păi să rămână seara bună.